Continuăm cu informații externe. Au pornit sirenele antiaeriene în Kiev. Mai multe drone rusești au lovit cartierele rezidențiale din capitala Ucrainei. Mai multe explozii și incendii au fost raportate de autorității și civili. Jebați! Acesta este momentul în care o dronă explodează într-un cartier rezidențial din Kiev. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că toate serviciile de urgență au fost chemate pentru ajutarea civililor. Sistemul de apărare antiaerian al Ucrainei a reușit să intercepteze mai multe drone ce zburau în perimetrul orașului. În timp ce era doborâtă, una dintre aceste drone a incendiat un magazin aflat în vestul capitalei. Mai multe bucăți din dronele lovite au fost găsite la periferia orașului. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime. Atacul cu drone asupra Kievului vine la puțin timp în urma atacului cu rachete din orașul Sloviansk, în care doi oameni au murit, iar alți 29 au fost răniți.